chiar în aceste momente se pare că, uitați-l pe faimosul jurnalist, așa zis jurnalist, Câmpean Andrei, iasă în cătușe, mai șantajați oameni, domnul Andrei? Mai șantajați oameni? Deci în aceste momente l-ați avut pe Câmpean Andrei, care iasă în cătușe din sediul poliției Petroșani. Noi vom merge acum, țineți aproape de noi, încet, hai la spital. Deci oameni dragi, ați avut privilegiul să-l vedeți pe pseudo-jurnalistul Andrei Câmpean în cătușe, scos din poliția municipiului Petroșani. Acesta a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore și va fi condus în arestul IPJ Hunedoara. Țineți aproape de noi, pentru că noi vom publica pe Observatorul Național ancheta jurnalistică și veți vedea acolo inclusiv înregistrări cu oamenii care au apelat la noi și care ne-au cerut ajutorul. Oameni pe care noi i-am îndrumat către poliție și către parchet. Am vorbit inclusiv la parchetul din Petroșani, pentru că acest individ șantaja oamenii într-una. Țineți aproape, pentru că vom merge la spital, vă vom prezenta imagini la spital. Pseudo-jurnalistul, analfabetul Andrei Câmpean, de la așa zisa fițuică newsvg.ro, va fi dus la spital pentru analize, după care va fi dus de către polițiști în arestul IPJ Hunedoara, urmând ca mâine procurorii să meargă cu el la mandat pentru mandatul de 29 de zile sau, bineînțeles, pot să dispună control judiciar, ceea ce nu ar fi tocmai în regulă, având în vedere faptul, după cum v-am spus și v-am relatat anterior, că acest individ a făcut afirmații în fața mai multor oameni de afaceri și în fața unor persoane pe care le-a șantajat că el deține bombe, inclusiv despre procurori, polițiști, judecători, în calculatorul lui. Iar dacă va publica acele lucruri, foarte multă lume va merge la închisoare. Noi așteptăm din partea procurorilor, a polițiștilor, să facă, dacă nu au făcut, o percheziție informatică, să vadă exact ce înregistrări bombă deține acest individ. Pentru că o parte din înregistrări le avem și noi. O parte din înregistrări, inclusiv unor oameni politici, le cere bani și le dă termen de câte o oră. Dacă nu ajung într-o oră, va publica informații bombă. Domnilor procurori, domnilor polițiști, faceți o anchetă corectă și legea să fie respectată. Iar din partea noastră, a jurnaliștilor care suntem corecți, veți avea toată susținerea. Jurnalist. Cum este, domnul Câmpean, că îi șantajați pe toți, le cereați bani? Și tu ai șantajat. Cum este, domnul Câmpean, acum cu cătușele? Vă simțiți bine? La triaj trebuie să mergeți, va chema doamna. Deci, oameni dragi, l-ați auzit pe acest tupeist care este reținut de către polițiști pentru 24 de ore. Nu vom intra în spital, pentru că noi ne respectăm cuvântul. Avem aprobare să filmăm din această zonă, dar vom lăsa să îi se facă controlul, după care va fi automat dus la în arestul IPJ Hunedoara. V-ați dus la oameni care v-au ajutat întreaga viață și v-ați bătut joc. Deci, oameni dragi, polițiștii și-au terminat treaba, iar în acest moment, veți vedea și în imagini, noi vom aștepta să iese. Acest individ va fi dus, lasă poliția să iese și vom merge în spatele lor. Deci, pentru următoarele 24 de ore, toți cei care ați fost șantajați de către acest individ, puteți să stați liniștiți, pentru că va fi închis. Așteptăm acum o reacție din partea parchetului de pe judecătoria Petroșani, să vedem de ce s-a omis, dacă s-a omis, repet aici, informația, efectuarea unei percheziții informatice la mediile de stocare pe care acest analfabet le deține. Și oameni buni, acum au plecat și polițiștii, iar analfabetul, pseudo-jurnalistul Câmpean Andrei, va fi dus în arestul poliției IPJ Hunedoara. Felicitări celor de la Poliția Economică din Petroșani, care au realizat astăzi împreună cu procurorii flagrantul. Le mulțumim polițiștilor și așteptăm ca aceștia să fie gata.
Așteptăm ca aceștia să-și facă treaba până la final, iar mâine oligofrenul să fie, pentru că este oligofren, este și un act medical, să fie condus la judecătoria de pe lângă, la judecătoria de la Petroșani, pentru emiterea unui mandat de arestare. Domnilor procurori, domnilor polițiști, cu mult respect vă rugăm, dacă ați omis să efectuați o percheziție informatică, și v-am spus, sursele noastre ne informează că acest individ ar deține inclusiv filmulețe interzise XXX în calculatoarele lui și filmulețe prin care cere taxe de protecție, dacă ați omis să faceți acest lucru, mai aveți timp până mâine, când îl veți prezenta instanței de judecată, și sperăm că locuitorii din Valea Jiului, cei care au fost șantajați de acest analfabet pseudo-jurnalist de la newsvj.ro, pot să stea acum liniștiți, pentru că nu vor mai trebui să-i dea bani unui individ care îi amenință și care, pentru ca un agent economic să-și poată efectua și desfășura activitatea, trebuie să-i plătească taxe de protecție acestui analfabet. Avem în față echipajul de poliție. Aceasta este mașina în care se află Câmpean Andrei, spaima Văijiului, cum îi spuneau o parte dintre oameni. Omul care se lăuda că are relații în parchet, poliție și peste tot, și care le promitea oamenilor de afaceri că toate lucrurile vor fi rezolvate dacă vor cotiza și dacă le va fi oferită, dacă îi va fi lui oferit o taxă de protecție. Iată că taxa de protecție nu mai trebuie să-i fie dată acestui individ, pentru că, oameni dragi, el va merge acum în arestul poliției. Va merge în arestul poliției și sperăm ca mâine procurorii și judecătorii să ia decizia corectă, pentru ca astfel de oameni să stea în spatele gratilor.